Ea face multe, mă, că e mult mai serioasă decât tine. E și ea serioasă. Dar tu televiziune mai faci? Eu? Da, mi-era nemărin acum. Da, vorbesc serios. Gata? De, pe, de ziua mea, pe 14, cred, pe, nu știu, așa, în fine, nu știu când exact. Săptămânile astea. Da. Merg la ziua mea, la Neamărin. Da. Să te întorci la ceva serios, la Neamărin, e, nu că n-ar fi serios, dar durează 4 zile și gata. Să te întorci tu la ceva serios, nu vrei? Păi, da, unde? Ce să fac? Unde? Daniela care aduce cartea. O să... Cum unde? Vreau să scriu asta o carte, mă gândeam să scriu o carte. Bă, nu cred. Azi de pic. Vorbesc serios. Da, da. O carte în tricot. Pagina cu pagina. Cum să te ferești de lache? De ce spune? De lache? De cum să recunoști un lache sau nu știu, ceva de genul. Sau, nu ai știu. Un ghid de supraviețuire? În weekendul următor este Bookfest. Mă îndoiesc că o lansezi, reușești să o scrii până atunci. Dar poate până la potrivit? Gaudeamus, crezi că ai reușit să o faci? Deci tipsuri pentru fete, cum să te ferești de lache? Bă, dar nu la Dane, nu la Bookfest trebuie lansată, trebuie lansată la Bucifest. Când este? Vorbesc eu cu, am câțiva prieteni în zonă. Uite, cu Radu Paraschivescu este foarte, e, da, mai, e mai deschis la, la ce se întâmplă în lumea, în lumea televiziunii. Chiar vă recomand, Două mături stau de vorbă, o carte absolut genială, am râs cu lacrimi. Bine, eu cu legile de texte pe care Radu Paraschivescu le-a produs de-a lungul timpului, râdeam ca prostul sub duș singur. După sub duș? Cachișul. Mi-aduceam aminte, singur cachișul, da. Așa că, dacă vrei, avem pile la editor. Deci, cum să te ferești de lache? Cum nu știu dacă la Humanitate o primește, dar poate și la... Bă, eu cred că o primește. Auzi, pe bune, și o spun asta din experiența mea, adică și chestii reale și adevărate. Ai un tips pe care să-l zici acum? Asta zic, cum să te ferești de lache? Cum? Nu pot să spun, nu vreau să spun acum, că... E mult de zis. Nu, ce înseamnă lache în accepțiunea ta? Ce înseamnă? Bărbatul care? Fătălău sau ce? Păi da. Păi și cum e bărbatul fătălău? Care n-are bani, nu? Ai avut-o e așa care ceva? N-are bani, care nu e vorba de bani. E, zici că e rachetul în sânge. E care n-are bani. Vorba de atitudine, cum se comportă, mă refer. Băi, lăchiosule, deci mi s-a părut foarte tare. Dar cum e, mă, Crăduță, zi tu? Păi glumeam acum, îți dai seama. Cum să glumești? Glumești cu treabă serioasă? Ce dracu, eu vreau să cumpăr cartea, eu deja o comand. Păi da, dar n-am răbdare și nici timp să scriu, ca scrie. M-aș apuca, dar nu am timp. Păi tu povestești și o redactează. Da, asta ar putea sau să... o faci audiobook, vorba lui Cipriu. Mai bine, cum? Și că, cum ar fi Capra cu trezi, nu? Sau și povestești așa? A fost odată ca niciodată un lac. Am baga impresie că și Solenoidul e audiobook, sau mă rog, Orbitorul lui Cărtărescu. Acum dacă ție ți-a venit Capra cu trezi... Da, eu început. Da, uite, sunt... Tu te și pricepi la narație. Legile lui Murphy sunt audiobook, de exemplu. Deci cam așa ar putea fi. Legile lui Cruduței. Legile lui Cruduței. Legile Crăduței, cum să ne ferim de lache? Doar bogată, ghid pentru fete, știi. Dar și pentru băieți trebuie să faci un ghid. O să cum să vă feriți de... Cum să nu mai fii un lache. Cum să nu mai fii un lache. O să, nu știu, imaginația mea... E bolnavă. Foarte bogată. Depășește orice limit. Da, păi poate te apuci de SF-uri. Păi nu e o idee. Un lache pe o navă spațială. Lumeam, Doamne ferește, nu există lache. Bă, asta să fie finalul cărții. Nu există rache, dar ar fi bine să ne ferim de ei. Da. Nu, totuși, poziți-vă spatele. Așa ar trebui să fie moto. Nu există rache, dar ar fi bine să vă feriți de ei. Fii atent ce v-am pregătit eu în seara asta. Că despre, te arată absolut minunat jur. Mulțumesc.